Era în vremurile grele de după ultimul război. Flăcările unui incendiu mistuiseră chiliile, biserica și paraclisul mănăstirii Sihăstria, acea poiană a raiului de sub muntele Tăciunelui. Suflarea unui sat, cel al Rădășenilor, de lângă Fălticeni, a venit să ridice alt loc de închinare și rugăciune. Paraclisul s-a zămislit ca într-o minune și ca aceasta să se desăvârșească, egumenul de atunci, vestitul duhovnic de astăzi, Ilie Cleopa, a avut norocul să găsească zugravul care, împodobind cu icoane și fresce pereții, să le dea duhul trăirii întru domnul de care el însuși era pătruns. Se numea Ioan Procenco, era un pribeag cu viața ce e firul de poveste al unui roman. Deloc din Basarabia, făcuse școală de pictură la Kiev, afirmându-se ca un strălucit exponent al renașterii chievene. Dar viața lui începuse de la un timp a se trece sub semnul tragicului. Pierduse copiii, fusese părăsit de femeia lui, se căsătorise a doua oară și fugise din Basarabia de sovietici, ascunzându-se la Afumați. Acolo l-a descoperit egumenul Ilie Cleopa pe pribeagul Procenco, pe care l-a adus și așezat la Sihăstrie să zugrăvească cu duh paraclisul abia ridicat. L-am adus din București pe Procenco. Era la Afumat. El a fugit din Basarabia de ruși, era cu soția acolo. Și a fost pictor mare în Basarabia, a pictat atâtea. Soția lui era din Rusia. Și el era tot din Diego de Nistru. I-am adus aici, a murit amândoi sărași. A pictat paraclisul, pictat icoane. I-am adus la minister, avem un prieten bun pe ministra săracu, Teofil. Pandel era director. I-am scos autorizată de predică. S-a popictat săracu. Om cu minte. I-am adus din București. Aici le-am dat cedințe. Ca pictor de mare valoare a fost. Ivan Procenco. Soția lui pe la aia, călugărit, s-a făcut sărac. A murit tot aici. La vreo 10 ani după moartea lui. El a pictat o icoană cu Maica Domnului, cum plânge, cu lacră. Și el se duce la icoana, așa icoană mare în biserică. Și plânge și plânge, după ce a murit ea. Ajuns la Sihăstrie, zugravul Procenco a trăit sub iluminarea sfințeniei și sublimului creației. Ceasurile lui de zugrăvicială erau ale contopirii cu sfințenia istoriilor de demult, pe care le recrea prin patosul trăirii de pline. Unul dintre duhovnicii și învățații de astăzi ai mănăstirii Sihăstria, pe atunci ucenic, își amintește el însuși, tulburat de acea sublimă stare a comuniunii întru creație. Eu îi cumpăram vopsele și îi preparam ulei, îi dădeam la mână materialele. I-am fost, eram micus, aveam și eu 20 de ani și îl ajutam cu... El era pischelă. Foarte curios acest pictor. Soția se ruga în fiecare zi, citea o psaltire pe zi și nu știu ce mai citea. Cred că cel puțin 6 ore se ruga pe zi, soția lui, Pelagia. Iar el stătea pe schelă, nu mânca nimic de dimineață, până la 2-3 după amiază, nu mânca nimic. Deci dacă mănânc, părinte, dacă mănânc, deci eu nu mai pot să pictez în ziua aceea. Deci eu trebuie să postez ca să pot lucra. Numai cu post a lucrat și el se ruga în casă și el pe schelă. Dacă intra cineva în biserică când el picta, el nu mai putea picta. Se oprea. Nu că chiar de nu știe cine, adică să nu fie deranjat. Și am înțeles pe urmă că el avea rugăciunea inimii. El avea rugăciunea de taină care se lucrează în inimă, înăuntru, așa mistică, să zic, și în această atmosferă de rugăciune, de însingurare, dar în același timp de unire cu Hristos, el picta. Ceea ce a rezultat din truda pribeagului zugrav
e dovada că fiorul frumuseții coboară peste tine când izbutești să comunici cu divinitatea. Este de bună seamă pictura unui zugrav de biserici, de icoane și fresce, care reprezenta tendințele neoclasice pe care le împreuna osmotic cu ascetismul bizantin. E frumusețe și asceză, e culoare și răsfrângere de adânc de suflet. Din păcate, cheltuiala de energie a fost atât de intensă că șirul zilelor lui Procencu s-a sfârșit mai devreme. Fresca de pe peretele dinspre asfințit al Paraclisului a rămas neisprăvită și ca într-un atelier de unde un maestru a plecat spre veșnicie și nimeni nu s-a atins de ultima lui pânză, nu s-a dus mai departe fresca care fusese desenată, dar nu i se așezase întru totul culoare. Zugravul de subțire Procencu n-avea decât 60 și ceva de ani când s-a așezat la cele veșnice. A murit de inimă, dar venindu-i semne de la Dumnezeu, a cerut să sfârșească sub mantaua Domnului și a fost călugărit și doarme somnul său de veci în cimitirul mănăstirii Sihăstria sub numele de schimonahul Irineu Procencu. După câteva zile de la moartea lui și mormântarea lui, veni o femeie, străină, n-o știa nimeni. Și întreabă, zice, aici e mănăstirea Sihăstria? Da. Zice, aici a trăit un pictor Procencu, Ioan Procencu? Da. Așa e că a murit, a murit. Unii îngropat. În cimitir, unii cimitirul, uite pe dealul și ala. Și noi nu i-am dat, nimeni nu i-a dat de importanță, o femeie străină, bătrână. Și s-a dus la cimitir și a început să plângă. Era femeia lui cea din tâi. Și plângea ca un copil. Eu te-am înșelat, eu te-am lăsat, eu sunt o criminală. Eu vorbea singur cu crucea lui. Și ea sigur că a plecat și a murit la Vatra Dornei, acum o fi 10 ani, iar bătâna Pelagia, tot de aproape 10 ani, a murit și ea, tot călugăriță. Deci și el și ea s-a făcut călugăr la Sihăstria. Deci e o pictură făcută de un călugăr care gândea duhovnicește și mistic, care avea rugăciunea inimii, care vorbea numai 3 vorbe pe zi. Zugrăverile lui Irineu Procencu din Paraclisul de la Mănăstirea Sihăstrie aduc mărturie peste timp despre fericita regăsire din ceasul din urmă al unui pribeag, cu o poveste de viață depănându-se ca firul de tort al unui roman dostoievskian.